Tragedie cumplită pe Dunăre. O fată în vârstă de 14 ani s-a stins după ce s-a aventurat cu prietenii ei pe o plută improvizată pe apele fluviului. O adolescentă de 14 ani a intrat în Dunăre, în zona localității Cetate, ca să facă baie și nu a mai ieșit. În urma apelului la 112, a început căutarea acesteia cu echipe specializate. Adolescenta a fost căutată apoi de scafandri din Dolj și Olt și de un elicopter smurd până la căderea serii. Tânăra a vrut să se scalde și a mers alături de mai mulți copii pe Dunăre cu o plută improvizată. Ajuns în largul fluviului, fata a căzut de pe acea embarcațiune și nu a mai ieșit. La suprafață. Ceilalți doi copii au reușit să se salveze singuri, după ce au înnotat până la mal, unde au strigat după ajutor. Mai mulți pompieri și localnici, inclusiv cu un elicopter, au survolat toată zona. În cele din urmă, fata a fost găsită fără suflare în Dunăre.